You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Ne-am mutat puțin pe partea de ce anume s-a construit pe sub mașină. Să ne povestească Dragoș acum exact ce s-a întâmplat pe aici, ce modificări au fost aduse. Păi prima și, mă rog, să zic, cel mai dificil a fost coloana volan. Nu am avut pe unde să o trec decât între evacuare și motor. Ca drept urmare a trebuit să mă trag cu toată caseta de direcție către partea stângă. Da. Trăgându-mă cu caseta de direcție către stânga, a trebuit să modific caseta și să-i fac un prelungitor pe partea dreaptă, că îmi vira diferit stânga cu dreapta. Sigur, da. Și am construit ceva, vreo săptămână mi-a luat, mă rog, dă-i socotește că suport, da. Exact, suport și partea din casetă efectiv pe care am prelungit-o. Da, cu da, cât, da. Cât am luat din partea dreaptă, a trebuit să... Te duci în partea stângă. Da, și să pun adaos. Da, exact. Să pun adaos. După care am optat pentru, să zic, bieletele și capetele de bară ale casetei, da. Pe care o să le cumpăr noi. Există o firmă prin Anglia. Care încă mai aduce. Ce le aduce, da. Uh-huh. Eu am cumpărat unele, le-am prin mașină, dar nu sunt bune. Le-am luat pe seria de caroserie, a venit altceva. Deci brațul permite, efectiv, se scoate din șurubul ăsta, se desfiletează, da. E cu filet pe invers, practic, se depărtează, se face căderea mașinii. Da. De aici se face gen fuga. Da, unghiul de fugă, da. Unghiul de fugă și unghiul de cădere. La fel, se dă de brațul ăsta, se desfiletează, pleacă roata către în față sau către în spate. Da. Partea de amortizor am păstrat, practic, fuzeta și mașinii. Da. Am sudat niște bucși. Da. În bucșile astea am construit tija asta de dural în care se înfiletează upside down amortizorul. Da. Și are o piuliță sus, o piuliță practic care prinde amortizorul cu altă piuliță să nu-i dea voie în cazul în care se rupe să nu plece de pe mașină, să se împartă în două bucăți. Da, da, practic da, da. Este o piuliță de siguranță care prinde, da, care prinde exteriorul amortizorului. Uh-huh. Etrierul mașinii, discul mașinii, porfuzeta este... Etrierul mașinii de fabrică. Etrierul mașinii Escort Mark II din 79, okay. Etrierul de fabrică. Da. Partea de la disc, să zicem către roată, este din specificația de grupa 4 de raliuri, da. Cu o flanșă de 30, care probabil că o să o modific și o să o fac de 35. Da. Mai am încă unele de 35. Am ales varianta asta că e cu doi rulmenți. Da. Rulment exterior, rulment interior. Da. De fabrică are decât un singur rulment. Aha. Avantajul la, să zicem, la jamba asta de față ar fi brațul ăsta ce ține bieleta și capul de bară, care în specificația de grupa 4 a fost detașabil. Și eu am folosit tot detașabil. Aha, deci nu se găsește, da. Nu se găsește pe Escort Mark II, se găsește, este sudat dintr-o bucată, ăsta provine. Este detașabil, deci da. Provine de pe ori de pe Escort Mark I, uh-huh. Ori de pe Forcapri. Da. Eu am luat nu mai rețin, dar cred că de pe Forcapri. Da. Asta ar fi partea de la, să zicem, frânare, suspensie față. Da. Evacuarea de care am vorbit mai devreme. Unul a trebuit să o trag către longeron. Dacă, uite, poți să vezi aici cât e de mică distanța între evacuare și longeron. A rămas, nu știu să zic, fără azbest, ceva de 3 mm. Ca să pot să trag coloana volanului. Da, altfel da. Îmi lovea ori în evacuare, ori nu aveam, nu aveam cum să o prind da. Efectiv. Evacuarea, mă rog, i-am făcut o flanș, le-am sudat flanșele aici, am îmbinat-o de așa natură încât să împice cât mai, să zic, pe sub traversa de la casetă. Respectând lungimea evacuării. Da, să-mi iasă și am păstrat inclusiv eșapamentul motocicletei pe care l-am tăiat în jumătate, că era prea lung. Ca să aibă același fiu. Aici, mă rog, e pus practic... să zic, spărgător și ca și spun spărgător. Aici sus, da. Unde aici o să trebuiască făcută o gaură în aripă, o prindere, să văd cum o să o prind.
Da, da, da. O să-i fac o prindere. Mă rog, pe... Și aici îți vine timoneria de la... Practic aici, de aici o să se schimbe vitezele. Da. Asta este acționarea, aici pleacă o tijă către schimbătorul de viteze, iar aici este flanșa pe care am făcut-o. Acum uite, cum vezi, este da, pusă, pusă, e pusă în neutru mașina. Aha. Gata. Gata. Acum e în viteză. Da. Se și vede că avea pinionul și te-ai legat da, practic de pinionul. Am, am folosit prinderea, care prinderea aici, asta e diferența, să zicem, una dintre diferențele între Hayabusa generația 1 și generația 2. Prinderea pe arborele de ieșire de la cutie, unul are 16 caneluri, unul are 18. Da. Asta este cu 18. După care pe aici vine traseul cardanului. I-am pus bare sub cardan, odată pentru, pentru ranforsare și a doua oară m-am gândit concret că dacă se rupe cardanul să nu cadă. Deci, da, corect. Da, așa că le-am pus mai apropiat. Și oricum de ori, trebuia să te legi de șaseu. De oriunde s-ar rupe, păi nu e că aici am prinderile, sunt puse aici. Aici e prinderea practic rulmentul de la cardan. Da, da. Dar am zis să le pun mai aproape, mai apropiate, că are o îmbinare pe undeva gen în zona asta și dacă se rupe să stea pe el. Da. Să nu, să nu... cadă, să nu... Aici am, deja am început construcția cadrului de la deflectoarele de aer, ăștia, care practic mașina o să, o să vină la să și văd găurile, ele au fost exact prinse. Ia mașina o să vină toată ca aici. Da. Deci o să vină toată pe sub ea, până în față, pe sub evacuare, până, până practic în spoiler de față o să fie dreaptă. Dreaptă până aici, după care aici o să fie un difuzor de aer care practic efectiv evacuează aerul rapid. Da. Către partea de spate. Am, mă rog, am mai construit o două semidifuzoare aici. Da. Asta este puntea Atlas. Am zis că e Atlas, da? Da. Ce... De la un Capri. De la un Capri a fost debutonată, să zic, toată, după care i-am sudat eu prinderea de la amortizor, de aici se face și, și înălțimea de mașinii. Place, exact, unibal de aici, acolo. De aici se desfiletează, se ridică mașina, se înfiletează, coboară mașina. Alea fiind legate fix pe telescop, deci asta ăștia, pe ăsta amortizor, e amortizor, da, exact. Ăsta e amortizor, da. După care am tiranții efectiv ai punții, da, cu reglaje care tot la fel reglează roțile stânga, exact, puntea stânga-dreapta, roțile față-spate. Deci ai practic deci, reglaje în patru ai, ai reglaje peste tot, de ce? Nu, nu, nu o poți construi custom să spice fix în milimetru. Și ai și sus tiranți. Deci are, aici, are, are și sus. Ele practic este, am inclusiv, deci inclusiv reglaj pentru reglarea unghiului de la grup. Da. Deci eu dacă umblu de aici, da, mie îmi pleacă grupul în sus și în jos. Da, și trebuie să și atunci o să trebuiască să, când se aliniază practic cardanul, o să trebuiască să reglez de așa natură încât să împice cât mai drept. Multă muncă, da, într-adevăr. Asta a fost. Aici, pe partea de spate, este, sunt frânele de spate, etrierul de Hayabusa pe care a trebuit să îl pilesc puțin. Aha. Pentru că îmi lovea în jantă. Da. Jantele fiind de 13. Jantele de jante 13.9, da. Am luat niște Revolution Competition Wheel, tipul de jante de mini la ce a fost, ce a fost echipat, da, mașina. De jante de 9 țuri. Da. Frânele sunt frâne de spate de motocicletă, niște discuri, niște de punte a avut tamburi, da, și ai făcut adaptare. Sunt niște discuri uzate care o să trebuiască puse noi. Da. Am pus-o, mă rog, pe prezoane, era pe piulițe gen. Da. I-am făcut și pe aici o construcție ca să pot să mă prind cu partea ce avea mașina de planetară, de axul planetar, că asta iese cu totul. Da, se desface din două șuruburi și iese planetară cu totul. Da, am înțeles. Și am luat grupul pe care trebuie să-l montez și mai trebuie să iau un blocant. Aha, actualmente mașina nu are. Nu are, mașina nu are. Există niște variante de blocante pe punțile de Capri de 2.7, gen niște limited slip. A, diferențe, da. Dar o să iau, nu știu, o să iau un blocant. Un blocant ce trebuie, da. Oricum, nu știu cât, nu știu cât de mult o să piardă aderență, mai ales că pierde cuplu, dar e bun să fie. Da. Și mă rog, am început să construiesc frânele. Deja am ieșit cu ele prin mașină. Să vedem cum O să fie poza traseului.
Da, păi o să, cel mai probabil o să vin cu alt tip de conducte. Cred că cel mai dificil lucru o să fie centratul cum ți ești în funcție de cardan, de poziția în care o să-ți vină cardanul. Alea, asta a fost cardanul pus, nu mai e nicio problemă. Cardanul a fost pus, mașina a fost pornită pe elevator, am schimbat vitezele până la 6-a. Aha. Deci nu a fost cardanul, nu vibrează, am pus comparatorul pe el, nu. Nu, singura mea problemă este, adică întrebare, comportamentul mașinii efectiv când o să o pun pe stradă. Da, corect. Să văd dacă după reglaje mașina stă pe stradă sau nu stă pe stradă. Pleacă, e foarte posibil să nu stă pe stradă și atunci o să trebuiască să vedem unde trebuie reconstruit, dacă trebuie reconstruit ceva, dacă se poate reconstrui, dacă se poate remedia. Eu zic că din punctul meu de vedere permite cam toate reglajele posibile și în mod normal nu ar trebui să, mă rog, o mână de profesionist care știe să regleze o mașină, un setup, un... Există, am prieteni care o să mă ajute să mergem cu ea la circuit, cu mașina, o ținem 2-3 zile pe circuit, vedem ce e cu ea. Da. Nu avem încotro, altfel nu avem. Ăsta de aici. Asta a fost specificația punții, așa au făcut-o, așa au făcut-o ei. Este, mă rog, are două roluri, nu lasă nici puntea să miște stânga-dreapta. Da. Acum, practic, sunt fiind pusă și pe univale, are minim jocuri, nu are, e practic cart. Nu are. Da. Și nu are nici din ce să joace, nici către în față, nici către în lateral, nici către în sus, așa că va trebui să lucreze în amortizoare. Dacă amortizoarele lucrează cum trebuie, suspensia o să trebuiască să... Practic o să fie bună și mașina o să stea bine pe stradă. Nu lucrează amortizoarele, nu stă mașina. Da. Nu știu încă, adică e posibil încă am întrebări vis-a-vis de partea față să nu fie mașina, să zic, prea tare și să nu mai pot să o măi. Da, dezechilibrată. Nu, să fie suspensia, efectiv suspensia să fie prea tare față de ce îmi trebuie mie acum de mașină. Uh-huh. Pentru că dacă o să constat că e prea tare, o să trebuiască să reconstruiesc toată fața. Da, așa. Că eu am construit strict pe varianta asta de amortizor. Adică și inclusiv partea de sus de la oalele de la amortizoare sunt făcute și de cupăturile cât să intre butelia. Deci sunt făcute chiar special. Da. Mă rog, o să... Dacă găsești o să fie prea, o să găsesc o variantă, să sudez altceva. După atâta muncă, aia ar fi ultima... Oricum, la mașină n-ar mai fi mult de muncă, dar problema e și cu timpul, problema e că eu nici nu stau în țară, da, fac știu. Pe la aia când vin. Da. Deja mă întind din 2017 cu mașina, am început în septembrie 2017. Ani, da. Nu știu, când mă uitam prin forumul prin Anglia, vedeam posturi din 2013 la câte un proiect. Da. Prin 2019. Finalizat în 2019. Dar chiar ăsta n-am mai terminat mașina. Păi lumea trebuie să știe genul ăsta de mașină se lucrează nu, cu ani. Ideea este că dacă lucrez numai la mașină, o termin mai repede. Problema poate este că mai avem și alte priorități și alte probleme și nu poți lucra numai la mașină. În plus, trebuie să-mi vină ușile care sunt niște uși de fibră, le-am comandat în Irlanda. Uh-huh. O să trebuiască să construim, când o să avem timp, partea de deflectoare de aer. Da. Din fibră cumva să le facem. Asta nu se ia mult timp, dar trebuie făcute. Și partea de frâne, trebuie să-i prind partea de frâne, o să mă ajute Mihai să le facem. După care să încep să-i comand tot nou, adică discuri de spate noi, discuri de față noi, plăcuțe noi. După ce mergi ca la cinefiți să vezi cum stă, o să-ți trebuiască suspensia, cum am discutat. Da, mă rog, roți, am luat niște roți, am două sau trei rânduri de avoane, adică chiar vreau să o pun pe slicuri, mașina din primii metri, să îi facem setarea strict pe slicuri, să vedem pentru efectiv ce e cu ea. Ei va fi de curse. Și mai am o problemă, adică o problemă. Înclin să-i pun rezervorul da? Motocicletei, da. Adică să-l maschez într-o cutie de aluminiu. Îți dă voie la grupă? Păi la grupă ca și voie cam orice. Ideea este că o să securizez cu supapă de sens, cu da, toate da, astea. Da. Mă gândesc decât că este construit de așa natură încât să nu rămână fără benzină. Să nu să se balanceze. Are antivaluri, are pahar, trage pompa de acolo, e pompa motorului. E altceva, da. Mă rog, e. Și zic să nu mă apuc eu acum să iau alt rezervor, altă pompă. Mai bine pun rezervorul motocicletei, îl maschez frumos, îl... Până îi faci probleme măcar. După am prieteni care ce studiază în aluminiu, îmi fac un rezervor frumos, practic în interiorul ăsta să fie interiorul rezervorul motocicletei. Mm-hmm. O să-l ancorez bine acolo, să-l prind cum trebuie și o să folosesc varianta de rezervor al motocicletei. O să trebuiască traseile de alimentare,
pentru că rezervorul ăsta, de exemplu, are pompă fără retur, practic returul este în pompă, are o supapă de pompă și, mă rog, în momentul în care ar trebui să facă returul pe un făcut, îl dă direct din pompă în rezervor. O să folosesc tot varianta asta. Pe sub ea mai am decât cum trag frânele, să văd ce, la ce sistem de frânare, dacă rămân pe conductă de cupu sau pe conductă flexibilă. Da. Cu toate că am văzut, de exemplu, eu am văzut, mă rog, tot mai multe mașini de curse, inclusiv R5-uri, care merg pe variante de conducte de cuplu. Da, așa. Acum e. Nu știu, da, nu știu ce, ce va... Eu probabil că o să optez în continuare să rămân pe varianta asta pe care am pus-o. Da. Și mai ieftină și... Nu, și mai ieftină și, și mai ușor de lucrat. O mașină de bercuit o faci da, mie. Mi-au mulți prieteni, am, mă rog, și la campionat și mulți care ne vizitează. Știu, pe aici da. Și... Toată lumea așteaptă mașina, au zis, bă, e o mașină tare, să vedem ce, ce e cu ea, știi? Și eu acum, na, și eu sunt curios, că nu știu nimic din ce e cu ea și nici nu cred eu că sunt cel mai deștept de pe planetă să construiesc o mașină din prima vine. Și adică da, nu, nu să, la, sigur o să fie probleme, sigur, sigur sunt probleme, sigur o să cu alte trebuiască bugete, remediate. Da, bă, nu știu, eu inițial am alocat un buget, să zic, de 15.000 de euro la mașină. Buget pe care, l-am depășit în primele 6 luni. Pentru că oricine întreabă, știu, dar ce, în ce ai băgat banii, frate? Păi, bă, frate, primul lucru, așa, așa ca să sintetizăm. Da. 2500 mașina, drumul din Ungaria, mașina dusă la sablat 1000, din un foc s-au făcut 3500. Totuși vorbim despre o mașină istorică, da. Zic așa, și după aia începe fiecare, sunt sute. De exemplu, în partea, în puntea spate, numai rulmenții au fost 600. Toți rulmenții de pe a grupul, 600 de euro. Deci tot ce a fost rulmenți, nu știu ce. Numai ca să cumpăr etrieri de probă și toate astea, fiecare câte... 80 de euro, 100 de euro, da. 80 de euro, 100 de euro, 100 de euro. Asta am tras, nu e bun, da, două furtune de frân, am chemat, două furtune de la radiatorul de ulei, am chemat pe băieții ăștia ce fac furtunul, da, ăștia hidraulice, da. Da, la comandă, a spus, domnule, trebuie un furtun special de teflon, că uite, trece pe aici, e căldură, nu știu ce bine, cât costă, două bucăți de 30 de centimetri, 7 milioane. Mă rog, ăștia sunt costuri, ăștia sunt costurile, da. Amortizoare de probă 500 de euro, ia nu știu ce... Munca la câte o mașină de cursă da. Durează nu, foarte mult. Durează și sunt costuri, pentru că nu poți să faci rabat de la calitate. Adică o mașină de curse, știi, mai, cam toată lumea întreabă, mai puțin pricepuți, zic, domnule, dar tu mergi cu mașina asta, asta mergi, te lasă să mergi pe stradă cu ea. Uh-huh. O mașină de curse este la mai performantă din toate punctele de vedere și decât o mașină gândit. De stradă. Corect. Adică e mult mai bine gândită din punct de vedere al siguranței și a celui care e în ea și a celuilalt. Da. Da, mașina merge în condiții extreme și trebuie să reziste în condiții extreme. Da. O mașină matriculată, o să trebuiască să-i fac un pașaport sportiv. Pe spate, panourile de pe spate... E construit tot. Aici, mă refer, a fost reconstruită... Este reconstruit de la... tot. Deci e reconstruit tot. Da, astea înțeles. Sunt bucăți de tablă făcute, îndoite... Și aici te-ai unit doar cu fanzările de fibră. Ăștia au fost de fibră luate, le-am luat după care m-am prins cu ele cu niște pomnituri, le-am șlefuit, le-am... Da, da. Dar ea e făcută tot. Pe aici nu mai, deci n-a mai fost absolut nimic. A fost... un gol. Da. Și am început, am construit partea de spate, lonjeroane, partea de față, după care am început să construim pe ele. Toate astea cântărite. Eu ți-am zis, eu am făcut mașina pe cântare. Mașina, deci de când am reușit să pun șasiu, am construit-o efectiv pe cântare. Am pus-o și am lăsat-o că nu mă incomodează cu nimic. Da. Am găsit varianta asta cu, mă rog, mulți prieteni de-ai mei au zis că nu s-au gândit. Am luat cântare, efectiv, cântare de abator, de da. Cântării carnea de pe OLX, cântare da. Ieftine, nu știu cât, un milion și ceva bucată, da. Dar să faci treaba cu ele, nu? Sunt cântare de 300 de kg fiecare, normal trebuia să iau de 500, dar așa a fost la vremea. Și, mă rog, eu nu știu, eu fac treaba cu ele așa cum sunt foarte bune, știm cam în fiecare moment pe unde mai e depus, ce mai e depus, să o ținem cât de cât echilibrată. Acum eu sunt mulțumit, mie am zis diferență de 10 kg pe parte. Trebuie să spunem că Dragoș este prietenul nostru apropiat și că o să
fim alături de el la, până la finalul construcției acestei mașini. Eu sper anul ăsta să fie gata. Doamne ajută. Eu sper. Și o să revenim și cu alte episoade pe măsură ce o să se mai lucreze la această mașină. Da, voi o să mai veniți până la noi, că noi da, mai avem, noi mai avem mașini în lucru și avem, mă rog, proiecte comune. Următoarea mașină, eu sper, nu știu, eu trag de aici să vedem, aș vrea să terminăm Clio. Da? Eu așa aș vrea. Vrei să-l faci pentru concurs sau? Nu știu, aș vrea să-l fac, să-l văd făcut. Prima dată pe da. La fel ca și asta, am zis să-l fac în... Știi cum e, cum e cu milionul de euro? Ce faci cu milion de euro dacă îl găsești pe jos? Stai întâi să-l găsesc, că văd eu ce fac. Da, da, așa am găsit plasa încă. Da, să văd și eu ce... Întâi să o văd, după aia văd eu ce fac cu ea. Da, chiar da, nu știu. Eu aș vrea să merg și eu pe la coastă cu ea. Da. Aș vrea să merg pe la circuit cu ea. Acum, nu știu, eu aș vrea multe, dar... Da. Să vedem ce mă lasă și timpul, ce mă lasă și alte activități pe care le am. Da. Să vedem ce, mă rog. Doamne ajută, vrem. Dragoș. Doamne ajută, ce să zic. Mulțumim. Sănătate frumos. Să fie, cu plăcere. Eu și eu vă mulțumesc să mai veniți pe la noi. Păi, noi, lumea ca, nu știe, la noi suntem aproape zilnic. Ca la noi, la nimeni. Un grup de sănătoși da, aici. Da. Da, eu cred că nimeni din sectorul ăsta nu e complet sănătos. Adică toți le avem, fiecare are câte... Da, și da. Când problema e că se strâng mai multe probleme în același loc, apar și mai multe probleme la fiecare. Da, da, da. Că ne le mai împrumutăm. Da, asta e, mă rog, asta e, până la urmă, omul fără hobby. Mai repede, decât boala psihică nu circulă nimic. Nu, da, da. Dragul, adevărat, mulțumim frumos. Cu plăcere. Te-am pupat. Să ne vedem sănătoși. Te pup.